Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața, domnul Vlad. Bună dimineața, prieteni. În sfârșit, sesiunea parlamentară a redevenit interesantă. Domnule, n-am mai urmărit lucrurile parlamentare, da, de ani de zile. Uite că, în sfârșit, mai țineți minte, pe vremuri, la început, în anii 90, ce frumos se transmitea în parlament, se transmitea la televiziunea română. Ședințele din parlament. Da, se transmiteau ședințele de la CPN. Ore întregi. Exact, și toată lumea era lipită de televizoare, ce spectacol. Și după aceea, plictiseala de pe lume, nu s-a mai întâmplat nimic. În sfârșit, treaba redevine interesantă. Băi, a încercat să-l muște de nas. Am văzut, dar l-a mușcat sau doar a încercat? Deci partidul... Eu am crezut că vrea să-l sărute inițial, știi că așa... Nu, serios, era și puțin, era și puțin mai înalt și așa cum e într-un cuplu, un el și oia, și ea era ușor timidă, s-a dat ușor în spate și el a sărit și așa am avut senzația. Adevărat că așa arăta, nu? Cred că e cineva care nu știe despre ce vorbim, despre incidentul în care doi parlamentari, pe vremuri amândoi în același partid, pe unul l-au dat afară, pe Vâlceanu l-au dat afară din PNL pentru că el a fost împotriva alianței cu PSD. Și atunci au zis... Deci atunci n-a vrut pupat. Da, exact. Acum e cu pupat. Și s-a luat la bătaie cu domnul Florin Roman. Mă, da, ăștia, auzi, acum noi ca băieți, eu cred că toți am trecut prin asta, deși mă uit la colegii mei, sunt foarte pașnici. Și eu recunosc, nu sunt mândru de asta. Ce-ai făcut? Mă, dar am mai avut momente în care am răspuns unor agresiuni. Ai mușcat de nas? Nu, m-am bătut. Asta e, vreau să spun că niciodată nu mi-a trecut prin cap. Eu nu sunt cu... Să mușc de nas, adică pun picioare, asta e, știi? Nu sunt mândru încă o dată, dar se întâmplă în viața oricui băiat, cred, nu-i așa, Luca? Da, mie nu vine să cred că aud asta. Îmi spui că tu erai bătăuși. Nu, s-a întâmplat de câteva ori în viață. Ultima dată în armată. Tu nu te-ai bătut niciodată? Nu. Ba da, odată. La grădiniță. Zaf? E o dată. O singură dată. Recunosc. Tocilari. A, nici măcar tocilari. Nu mai eram, nu ți-am zis că eu negociam. Uh-huh. Orice. Eu sunt cu pacea. Uh-huh. Da. Și eu la fel. Dar tu par genul bătăuș. Băi, eram mai nervos așa. Dar să muși de nas, adică, zău. Și ideea, adică, știi, bun, dacă reușești să muși de nas, ce obții? O vârful nasului. Nu, adică e riscant, știi, poate ai prins ceva și nu e ceea ce îți dorești. Da, mă rog. Florin Roman, citez, mi-a înfipt mâna în gât. Pe hol a fost o strângere puternică. A încercat canibalic să mă muște în zona capului și când am lăsat capul în jos, m-a lovit cu genunchiul. Aici e frumoasă descrierea. Canibalic. Da. Deci pe hol a fost o strângere puternică. Până pe hol se subînțelege că a fost ceva mai molate. L-a tatonat. Strângerea, dar pe hol, pac, a trecut la strângere puternică și canibalic a încercat să-l muște. Cum adică a încercat canibalic? Nu înțeleg, adică domnul Florin Roman spune despre domnul Dan Vâlceanu că a încercat nu doar să-l muște, ci și să-i mănânce nasul. Da, asta se înțelege, a crânțănit, adică a simțit crânțănitură. Cum mâncăm noi din piftie urechea de porc? Exact. Exact. Da, Florin Roman, în continuare citez, nu a fost o bătaie, pentru că eu nu am reacționat. Nici nu prea avea cum la, deci, în postura în care era. Domnul Roman, e, na, putea să facă ceva. Ce? Cum te zbați? Păi cum adică vine ăla, te ia la bătaie și tu stai? S-a zbătut, dar în rest n-a făcut nimic, nu prea mai era asta. Așa mi s-a părut. Deci cât de mic să te faci ca să ții un genunchi în nas? Știi? Băi, adevărul, că nu te aștepți, ești în Parlamentul României, serios acum, ești într-un parlament. Bă, dar nu răspunzi. Nu, pe cuvântul meu, sunt oamenii ăștia, eu mai țin, a fost un moment în care George Simion l-a luat de după gât, așa, pe Nicușor Dan. El a fost prietenesc. Nu era prietenesc, era ca la grădiniță. Era ca la te lași așa dominat, pe cuvânt, n-ai o reacție bărbătească. L-a explicat că e primar, că domnul Nicușor nu știa până atunci. Deci l-a luat pe după gât, știi, cu mâna unde se îndoie cotul, știi, așa, știi, cum iau golanii iubite. Cravaș, ce se zice. Văd că știi. Da. Știu, nu practic, dar... Da. Deci domnul Florin Roman nu a fost o bătaie, pentru că eu nu am reacționat, deci cum ar veni domnul Roman, a dat și el, am luat și exact. Eu. Exact. De acolo. Da. Doamnul Vâlceanu, mai târziu, zice, doar ne-am certat. Eu stăteam cu un coleg în bancă, el a trecut, adică domnul Roman. S-a oprit în dreptul meu, mi-a zis, na, i-am zis și eu, l-am luat de după umăr și l-am scos afară. Nu vreau să fac din țânțar armăsar, să fac țânțara armăsară dintr-o chestie urâtă. Dar între noi... Da, asta e aia, ca aia cu Mitică și Gigi, cu el m-a cu handicapat, eu l-am făcut oligofren, dar nu ne-am certat. Exact.
sau nu ne-am jignit. Explicația este fix ca la școală, în fața dirigintei, și l-a scos din clasă ca să nu se bată în clasă. S-a bătut pe hol. Da, da, exact. Și domnul Roman de ce a ieșit? Adică el l-a scos, s-a păcălit, să ai un pic afară și l-a scos, s-a prins că-i bătaia, crezut că strângerea a devenit puternică pe hol. În sală se înțelege că nu a fost o strângere puternică. Deci ăsta stătea în bancă cu un coleg, a trecut ălălaltul, l-a înjurat. Că așa se subînțelege, nu? Și le-a zis, ia hai mă afară. Da. Și ăsta vine în Parlament, okay. Nu cred că i-a zis așa, i-a făcut cu ochiul și... Sau, ați dat seama că nu se imagina omul că să sară ăla la bătaie. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.